Un grav accident a avut loc în dimineața zilei de 11 aprilie în localitatea Măgdăcești din raionul Criuleni. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, un microbus de pe ruta Drăslicen-Chișinău s-a lovit violent cu un camion. La fața locului au intervenit 6 ambulanțe, dintre care 2 echipe specializate de terapie intensivă mobilă din capitală. În urma impactului, 16 persoane, printre care 2 minori, au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Oamenii legii au stabilit că un microbus condus de un șofer de 63 de ani a fost lovit lateral de un camion care a efectuat o manevră de efectuare a benzii fără a se asigura. Cât ați scos de mașină oameni, dar așa aproximativ, dacă vă amintiți? În ce stare se aflau ei, dacă Lovitura a fost atât de puternică încât microbuzul a rupt parapetul de protecție a drumului și a ajuns într-un gard pe care l-a distrus. În urma impactului, 18 pasageri au fost duși la spitalele din Chișinău. 3 dintre aceștia, toți cu vârstele de 16 ani, au ajuns la Institutul Mamei și Copilului. Au fost supuși examinărilor în cadrul unității de primire urgențe, unde s-a constatat că 2 dintre ei au leziuni mai grave și au fost internați, unul în secția de neurochirurgie, celălalt în secția de chirurgie urgentă, unde se află și până la moment, sub supraveghere medicală, în stare de gravitate medie. Unul dintre pacienți de asemenea a fost examinat, dar nu a avut nevoie de internare și a fost externat la domiciliu. Restul oamenilor au fost duși la Institutul de Medicină Urgentă. 7 dintre ei rămân internați în secțiile de profil. În departamentul de primiri urgențe de la Institutul de Medicină Urgentă au fost aduși 15 pacienți, adică 14 cu ambulanță și un pacient a venit de sine stătător. Un pacient se află în stare gravă, iar alți 6 sunt în stare de gravitate medie, dar au necesitat spitalizare, iar 8 pacienți, după consultații și investigații, au plecat cu recomandări la tratament ambulator. Ambii șoferi au fost testați alcool scopic și s-a constatat că niciunul dintre ei nu se afla în stare de ebrietate. Investigațiile pe caz continuă.